ai Radio Voce Scampii Călărași. Este ora 14, sunt Alexandra Chelban, bun găsit la știri. Potrivit meteorologilor, astăzi cerul va fi înnorat și va ploua. La această oră, la Călărași, se înregistrează 17 grade Celsius. Enel Energie anunță că luni 21 aprilie punctele de lucru din județele Tulcea, Constanța, Ialomița și Călărași vor fi închise. Pe 18 și 22 aprilie acestea vor funcționa conform programului de la 8 la 16. Clienții Enel care nu și-au plătit încă factura la energie electrică pot opta pentru plata la bancomate prin debit direct, pe internet sau prin virament bancar, dar și prin serviciile PayPoint sau PayZone. În perioada în care nu este prevăzut program cu publicul, nu se vor face preavizări sau deconectări de la rețeaua de energie electrică. Bucătăria Spitalului Județean ar putea fi închisă dacă până la finele lunii aprilie nu sunt realizate condițiile prevăzute de Ministerul Sănătății. În urma controlelor efectuate de către DSP Ialomița și reprezentanții MSS, s-a stabilit că aceasta nu împlinește condițiile de funcționare. Președintele Consiliului Județean, Răducu Filipescu, a declarat că deja echipele de construcții și-au început activitatea în regim de urgență. Acesta a mai precizat că valoarea cheltuielilor se ridică la peste 6 miliarde de lei și speră că până la 1 mai bucătăria Spitalului Județean Călărași să funcționeze după condițiile impuse de Ministerul Sănătății.